Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a declarat faptul că Finlanda și Suedia ar fi binevenite în NATO dacă ar decide să adere la organizație. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a declarat că Finlanda și Suedia ar fi binevenite în NATO dacă ele ar decide să adere la organizație. Lor le revine decizia, dar dacă vor solicita să adere, atunci mă aștept ca 30 de aliați să-i primească cu bucurie, a spus acesta într-o conferință de presă organizată în ajunul unei reuniuni a miniștrilor de externe din țările Alianței. Oficialul a adăugat că NATO va găsi probabil modalități de a răspunde îngrijorării pe care ele le-ar putea avea în legătură cu această perioadă provizorie între depunerea cererii și producerea ratificării. NATO are în prezent 30 de state membre, dintre care 21 fac parte din Uniunea Europeană. Țările membre ale Uniunii Europene care nu au aderat la Alianța Nord-Atlantică sunt Austria, Cipru, Finlanda, Irlanda, Malta și Suedia. Finlanda are o frontieră terestră cu Rusia cu o lungime de 1340 de kilometri.